Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Focus. Iată care sunt principalele știri de astăzi. Trei persoane din secția ATI a Spitalului din Târgu Cărbunești au murit după ce alimentarea cu oxigen s-a întrerupt. Poliția a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă. A început maratonul de vaccinare în capitală. Până luni vor fi 6 centre deschise non-stop cu 49 de fluxuri de vaccinare. Nicolae Ciucă negociază deja cu partidele politice pentru susținerea cabinetului său. Totodată a fost schițată și o listă a viitorilor miniștri. Trei persoane din secția ATI au murit la spitalul din Târgu Cărbunești după ce alimentarea cu oxigen s-a întrerupt. Doi pacienți au murit pe loc, iar cel de-al treilea, o femeie de 79 de ani la spitalul din Târgu Jiu, acolo unde fusese transferată după gravul incident. Din cauza numărului mare de pacienți aflați în pericol, s-a activat planul roșu de intervenție. În unitatea medicală Gorjana erau 150 de bolnavi COVID, dintre care 90 aveau nevoie de oxigen. Unii dintre aceștia au fost ventilați manual, iar alții au fost trecuți pe tuburi de oxigen în ambulanțe. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Alimentarea cu oxigen a spitalului din Târgu Cărbunești s-a întrerupt în jurul orei 6:30, moment în care doi dintre pacienți, o femeie în vârstă de 70 de ani și alta de 52, au decedat. Prefectul, dar și reprezentantul ISU-GOR, susțin însă că acestea au murit pentru că erau în stare gravă și nu din cauza incidentului. Acestea nu pot fi asociate cu această defecțiune. Vom vedea ulterior și vom avea tot timpul necesar dacă aceste decese pot fi asociate cu defecțiune. Managerul spitalului spune că stocatorul de oxigen nu a fost reumplut la timp de firma care se ocupa cu acest lucru și de aceea s-a oprit. Cantitatea ar fi trebuit să fie aici. Da, deci când cantitatea de oxigen scădea, putea să fie și 1 noaptea și 2 noaptea. Era o cantitate scăzută? Era scăzută, da. Sau nu era chiar? Chiar aproape deloc. Eu nu vreau să-i acuz nimic, nici vreau să le țin apărarea. Dacă, cum am spus și înainte, făceau alimentarea, cum au făceau de obicei, după ora 12:01, situația de astăzi nu se ajungea în situația de astăzi. Dar să înțelegem că până la urmă nu a fost nicio defecțiune. Nu a fost nicio defecțiune, nu. Când instalația de oxigen a căzut, managerul unității medicale avea pregătite câteva butelii de oxigen, nu foarte multe însă, și a sunat imediat la DSU pentru a primi ajutor. S-au primit peste 60 de butelii, atât de la DSU cât și de la ambulanța Târgu Jiu. Între timp, pacienții erau ventilați manual sau în ambulanțe. S-a intervenit cu ambulanțele de la ISU, de la Serviciul Județean de Ambulanță și tuburile de oxigen disponibile pe care le-am avut pe raza județului. Iar după activarea planului roșu de intervenție, am primit din județele învecinate toate sursele de oxigen disponibile de la nivelul celorlalte spitale din județ au fost direcționate către spitalul din Târgu Cărbunești. Printr-un comunicat oficial, Colegiul Medicilor susține că este nevoie nu de vorbe, ci de acțiuni concrete, de intervenții ce pot fi realizate acum, de ajutor pentru a nu repeta tragedii. Este foarte clar că nu se poate crea infrastructură de pe o zi pe alta, dar trebuie identificate soluții eficiente care să răspundă rapid nevoilor actuale. Polițiștii gorjeni din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după defecțiunea apărută la stația de oxigen a spitalului din Târgu Cărbunești. Problema a fost remediată între timp de firma de mentenanță, iar instalația de oxigen funcționează acum. Andreea Bonar este la spitalul din Târgu Cărbunești și a urmărit ce s-a întâmplat acolo toată ziua. Andreea, bună seara! Ce informații noi ai în momentul acesta? Bun găsit! Să știi că am stat de vorbă cu pacienții internați aici la spitalul din Târgu Cărbunești, spital COVID, și mi-au spus că au văzut moartea cu ochii. Un domn îmi spunea că tocmai ieri a scăpat de acea mască de oxigen și îmi spunea că se simte norocos că nu a trebuit să poarte azi dimineață acea mască. A fost nebunie azi dimineață aici, a fost haos, medicii, asistentele alergau. Din toată această nebunie, cert este că au decedat 3 persoane și nu din cauza unei deficiențe, ci din cauza faptului că acea stație nu a fost încărcată cu oxigen.
Prefectul a făcut în urmă cu scurt timp câteva declarații și spunea că este singurul spital care a rămas fără oxigen, iar echipa care se ocupă de mentenanța de aici a fost în urmă cu 2 zile la acest spital. Așteptăm informații cu privire la ceea ce s-a întâmplat de fapt. Cert este că, din păcate, ne putem aștepta la orice. Tragediile se întâmplă în spitalele din România tot mai des. Noi, jurnaliștii, ne putem aștepta oricând la orice și toată lumea ar trebui să se facă ceva și toți pacienții cu care am vorbit astăzi îmi spuneau că ar trebui să nu mai fie atâta neglijență în spitale și mai ales în această perioadă. Andreea, îți mulțumim. A fost bătaie cu pumn și picioare într-un mall din Cluj, iar certificatul verde a fost malul discordiei. Cine pe cine a lovit din cauza lui și cum s-a încheiat totul, vă spunem în câteva minute în jurnal. Este oficial, certificatul verde va fi obligatoriu dacă vrem să mergem la mall, la restaurant sau la primărie, de exemplu. Totodată, timp de 30 de zile, cei care nu s-au vaccinat nu pot ieși din casă între ora 10 seara și 5 dimineața dacă nu au un motiv întemeiat, cum ar fi mersul la serviciu sau pentru urgențe medicale. Lista restricțiilor propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență este însă mult mai mare și urmează să intre în vigoare de luni. Alexandra Popescu a studiat hotărârea și vine cu detalii. Alexandra, la ce ar trebui să ne așteptăm începând de săptămâna viitoare de luni? Bun găsit! În primul rând, indiferent de rata de infectare, în toată țara va fi carantină pe timp de noapte pentru persoanele nevaccinate. Aceștia vor putea ieși din casă doar cu un motiv întemeiat, de exemplu, pentru a merge la serviciu sau la farmacie. De asemenea, magazinele se vor închide la ora 21, la fel și restaurante, iar restaurantele și cafenelele vor putea funcționa până la acea oră doar la o capacitate de 50% la interior. De asemenea, se închid și cluburile și discotecile, iar nunțile și botezurile sunt interzise. Dacă vrem să mergem la mall, de exemplu, va trebui să avem un certificat verde, adică un vaccin sau dovada că am trecut prin boală. Certificatul verde nu se aplică pentru magazinele alimentare, pentru mersul la farmacie sau dacă vrem să mergem la biserică. Mai mult, dacă vrem să mergem la primărie, la ANAF sau să mergem într-o instituție publică sau privată care are peste 50 de angajați, va trebui să prezentăm un certificat verde. Aici este valabil și un test COVID. Angajații din aceste instituții însă nu vor fi obligați să aibă certificatul verde pentru că acest lucru se poate face doar prin lege, iar o lege în acest sens a fost deja trimisă către Parlament. Acest lucru l-a anunțat Raed Arafat. Atenție, în cazul angajaților, de asemenea, aceștia trebuie să lucreze de acasă sau în telemuncă. 50% dintre aceștia trebuie să lucreze de acasă. Acest lucru este decis prin hotărârea de guvern adoptată astăzi. Competițiile sportive se vor organiza fără spectatori. De asemenea, creșele și after school-urile se vor închide în această perioadă, iar școlile vor intra în vacanță pentru o perioadă de 2 săptămâni, indiferent de clasa în care se află elevii. O altă prevedere extrem de importantă este faptul că masca este obligatorie și în spațiile deschise în toată țara, indiferent de rata de infectare. Toate aceste prevederi vor intra în vigoare de luni, iar ele sunt valabile pentru o perioadă de 30 de zile. Marius? Alexandra, îți mulțumim. Spitalele sunt supraaglomerate cu pacienți COVID, iar odată cu medicii din spitale suferă și medicii de pe ambulanțe. Numărul apelurilor la 112 s-a triplat în ultima perioadă, iar ambulanțele preiau zilnic din ce în ce mai mulți pacienți în stare critică. Este cea mai dificilă perioadă din viața lor, spun cu un nod în gât, iar unii dintre ei simt că nu mai pot, însă trebuie să-și găsească zilnic puterea de a continua. Faceți față? Greu. Că și eu de multe ori am zis gata, nu mai pot. Sunt oamenii care zilnic merg la pacienții care le cer ajutorul. Sunt cei care lucrează pe ambulanță. Fie că sunt șoferi sau medici, toți sunt epuizați de numărul mare de solicitări. Este cea mai dificilă perioadă din timpul pandemiei și cea mai dificilă perioadă din viața noastră de salvariști. Aveți multe solicitări zilnic? Foarte. Câte solicitări ați mers astăzi? 7, 8. Obosit sunteți? Foarte.
se poate ajunge până la 15 solicitări pe zi. Iar echipajele care merg la testare fac recoltări de probe biologice pentru SARS-CoV-2 și câte 50-60 de pacienți pe zi. În fiecare zi la 112 se înregistrează record după record. Sunt 5.000 de apeluri zilnic, asta în condițiile în care înainte erau în jur de 1.600. Ambulanțele nu mai au timp să ajungă în bază pentru că primesc apel după apel. Chiar dacă are un program de 12 ore, personalul de pe ambulanță rămâne chiar și 5 ore peste program. Asta pentru că în spitale nu e loc, iar ei trebuie să rămână până se găsește un loc unde să fie internat pacientul. Este dificil. Fiecare dintre noi resimțim diferit această perioadă. Unii sunt copleșiți, de aceea poate uneori nu mai reușesc să ajungă la ture suplimentare, că și eu de multe ori am zis, gata, nu mai pot. Am ajuns într-un punct în care nu mai pot, dar sunt niște cuvinte și trecem peste ele. Suntem obosiți, dar trebuie să mergem înainte. Nu se poate să nu mai putem. Trebuie să putem. În ultima perioadă sunt tot mai mulți pacienți în stare critică preluați de ambulanțe și asta se vede și în cifre. Sunt 1848 de persoane în stare gravă la terapie intensivă, un record de la începutul pandemiei și în continuare sunt peste 15.000 de noi cazuri. 357 de pacienți au decedat în ultimele 24 de ore. Pentru că nu mai sunt locuri la terapie intensivă, pacienții sunt transferați în străinătate. 4 persoane în stare gravă din Iași au fost transferate în Polonia. Din păcate însă, unul a murit pe aeroport, înainte ca avionul să decoleze. Toți sunt pacienți gravi care stau de 6, 4 sau 2 zile în unitatea primire urgență, în condițiile în care nu există suficiente locuri în secțiile de terapie intensivă. Sunt pacienți cu vârste peste 70 de ani, cu forme severe, intubați, ventilați mecanic, cu un prognostic rezervat. Polonia ne-a pus la dispoziție o capacitate de terapie intensivă de maxim 20 de paturi. Din cauza situației grave de la noi din țară, Europa trimite ajutoare. Austria a anunțat că ne va trimite 1075 de colete cu medicamente pentru asistență medicală de urgență. Franța și Polonia ne trimit 250 de concentratoare de oxigen, iar Italia 5200 de flacoane cu anticorpi monoclonali. Există totuși speranță. Ieri am înregistrat un record la vaccinare. Aproape 100.000 de români s-au imunizat, 62.000 dintre ei cu prima doză. Chiar dacă suntem departe de a fi scăpat de pericol și de o zonă de confort în care presiunea pe spitale să scadă, au început să apară primele semne. Românii au înțeles că vaccinul este singura armă împotriva virusului. Pentru a încuraja pe oameni să se imunizeze, autoritățile organizează în zilele acestea în capitală un nou maraton de vaccinare. Aici s-au imunizat în primele 8 ore peste 4.200 de oameni. Centrele vor fi deschise non-stop până luni. Colega mea, Cristina Filip, este la centrul amenajat la Biblioteca Națională. Cristina, bună seara! Cam câți oameni au venit până acum și ce seruri sunt folosite acolo? Bună seara, Marius! Într-adevăr, România se vaccinează. Până luni dimineață la ora 8 în capitală vor fi deschise 6 centre de vaccinare, câte unul în fiecare sector, după cum urmează. În sectorul 1 al capitalei va fi centrul de la Romexpo, cu 8 fluxuri de vaccinare, 4 de Pfizer, 1 de Moderna și 3 de Johnson & Johnson. În sectorul 2 al Bucureștiului va fi un centru la Circul Metropolitan, cu 3 fluxuri de Pfizer, 3 Johnson & Johnson și 1 AstraZeneca. Aici, în sectorul 3, unde ne aflăm și noi, la Biblioteca Națională, sunt 10 fluxuri, 5 pentru Pfizer, 1 pentru Moderna și 4 de Johnson & Johnson. În sectorul 4 este un centru de vaccinare la Palatul Copiilor cu 15 fluxuri, 8 pentru Pfizer, 2 pentru Moderna și 5 pentru Johnson & Johnson. În sectorul 5 este amenajat un centru la Liberty Mall cu 5 fluxuri, 4 de Pfizer, 1 de Johnson & Johnson, iar în sectorul 6 bucureștenii se pot imuniza la Clubul Seniorilor, unde sunt 4 fluxuri, 2 pentru Pfizer și 2 pentru Johnson & Johnson. Cum spuneam și la început, românii se vaccinează. Astăzi, pe la centrele de imunizare au trecut aproximativ 15.000 de români. Aproape 5.000 dintre ei doar la centrele de la înscrise la Maratonul pentru Viață. Vă reamintesc faptul că la maratonul organizat în capitală pot veni
toate persoanele care vor să se vaccineze cu prima doză, fie pentru doza a doua sau pentru doza booster, cu condiția să aibă împliniți cel puțin 12 ani. Până acum am văzut cozi la aceste centre înscrise la maratonul pentru vaccinare, iar medicii spuneau că este un semnal bun. Este un semnal că, deși târziu, românii au înțeles că doar împreună putem învinge pandemia. La maratonul de vaccinare a mers și coordonatorul campaniei naționale, medicul militar Valeriu Gheorghiță, însoțit de reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății, ajuns în România de câteva zile. Sunt deosebit de onorat ca astăzi să fie alături de noi reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății, doamna dr. Heather Papowitz, specialist în medicină primară și de urgență. Prezența domniei sale alături de noi conferă un plus de profesionalism și de exigență evenimentului menit să susțină vaccinarea populației României, soluția sigură și eficientă pentru limitarea răspândirii bolii. I'm from New York City and I work for the New York City Department of Health. Part of my work was to lead a team of vaccinators. Each person that I vaccinated, I knew I was protecting them and potentially saving their lives. Ministrul interimar al sănătății spune că oamenii trebuie să continue să vină la centrele de vaccinare. Efectele se vor vedea însă abia peste câteva săptămâni. Singura măsură care poate să ne apere de boli grave, avem în ultimele zile o creștere a numărului de persoane care s-au vaccinat cu prima doză. Este o creștere importantă, dar care va trebui valorificată. Efectele principale, imunizarea, practic din acest moment intervine la 3 săptămâni de la prima doză. Și mesajul nostru ferm este acela ca oamenii să vină la vaccinare. Chiar și colegii cu foarte multă experiență de practică profesională au ajuns la capătul puterilor. Situația numărului de morți într-un număr atât de mare ne afectează și emoțional și fizic. Și la Ploiești sunt cozi la vaccinare. Oamenii au venit pentru că s-au speriat de numărul mare de infectări. Tot acum o parte dintre ei și-au putut ridica voucherele de 100 de lei, pe care le primesc pentru că s-au vaccinat. Pentru cei care s-au vaccinat în perioada 3 septembrie, 30 septembrie cu schema completă de vaccinare, vor primi tichete în valoare de 100 de lei. Vor fi, de fapt, 5 tichete în valoare de 20 de lei. Cine vrea să-și ridice tichetele trebuie să aibă buletinul și certificatul de vaccinare. Am decis că decât să ajung în spital unde pot să mai ieși altceva, nu că n-am avea încredere în medici, vreau să zic doar de spitale, mai bine să evităm. La centrele de vaccinare sunt de câteva zile cozi impresionante. Ieri am avut 911 pacienți vaccinați. Majoritatea au fost la doza întâi și cei cu booster, iar astăzi cred că o să depășim 1000 de pacienți vaccinați. Mulți dintre cei care au venit au spus că s-au lăsat convinși doar în momentul în care o persoană dragă a murit din cauza infecției. N-au înțeles importanța vaccinului și n-au crezut în boală, iar majoritatea din nepăsare. Ați pierdut pe cineva drag în perioada asta de pandemie din cauza bolii? Chiar azi, soția unui văr de-a lui soțul meu. Păcat că a trebuit să ajungem în stadiul acesta ca să pricepem că este vital ceea ce trebuie făcut. Reprezentanții centrelor de vaccinare se așteaptă ca, începând cu zilele următoare, numărul celor care vin la vaccinare să se dubleze. Premier în țara noastră, avem primul ierarh anchetat penal pentru ceea ce a spus la o predică. Este vorba despre preasfințitul Ambrozie al Giurgiului, care la slujba de la Sfânta Parascheva i-a îndemnat pe credincios să nu se grăbească la vaccinare pentru că vaccinurile ar fi expirate. Pentru ideile și îndemnurile sale are acum dosar penal pentru comunicare de informații false. Iată declarația lui de atunci. Nu vă grăbiți să vă vaccinați. Lăsați-i pe ei să se vaccineze întâi. Întâi toți parlamentarii și toți senatorii și deputații și la urmă de mai rămâne un vaccin din astea 120 de milioane cumpărate de Cățu, atunci să vă vaccinați, că sunt expirate și încearcă să le vândă în străinătate. Și din păcate nu este singurul ierarh care a îndemnat lumea să nu se vaccineze.
Continuăm să jurnalul. Pandemia va continua și în 2022, este anunțul făcut de directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Motivele? Țările defavorizate nu primesc dozele de vaccin suficiente pentru a-și imuniza populația. Tocmai din acest motiv, directorul OMS a făcut apel din nou spre țările dezvoltate care fac parte din G20 să livreze dozele necesare țărilor africane. Mai puțin de 5% din populația Africii a fost vaccinată, comparativ cu 40% pe majoritatea celorlalte continente. Al doilea motiv pentru care pandemia va continua și anul următor este că nici țările care dispun de suficient de multe doze pentru a-și imuniza populația nu au ajuns la un număr suficient de mare al persoanelor imunizate. It's clear what needs to happen. The countries that have already reached the 40% target, which includes all the G20 countries, must give their spot in the vaccine delivery queue to COVAX and Abbott. The G20 countries must fulfill their dose-sharing commitments immediately. Spitalul Clinic de Urgență din Galați, singura unitate din județ care tratează acum pe lângă cazuri COVID și urgențe medico-chirurgicale non-COVID, se confruntă cu un nou focar de coronavirus. De data aceasta, la secția chirurgie 1, unde 7 persoane, 2 pacienți și 5 cadre medicale s-au îmbolnăvit. Dintre infectați, doar un medic și o asistentă erau vaccinați. Ancheta epidemiologică de la secția de chirurgie 1 a Spitalului de Urgență Galați, unde a apărut cel mai nou focar de infectare, este încă în curs de desfășurare. Pacienții bolnavi au fost izolați, s-a realizat investigarea contactelor și s-a făcut dezinfecție terminală. Internările pe secție au fost restricționate. Încă un focar la secția chirurgie 1 cu 7 cazuri, 2 cazuri din rândul pacienților și 5 cazuri din rândul personalului medico-sanitar, respectiv 2 medici, 2 asistente medicale și o persoană din cadrul personalului auxiliar. E al 7-lea focar de la începutul valului 4. Câte mai sunt active? Încă 5. Din cele 5 cadre medicale infectate pe secția chirurgie 1, doar 2, un medic și un asistent, erau vaccinate. Persoana inițială depistată a fost o pacientă și tocmai pentru faptul că suntem singurul spital din județ care tratăm și pacienții cu urgențe medico-chirurgicale non-COVID, pentru a limita răspândirea, am testat toți pacienții din secția de chirurgie și personalul, adică 39 de persoane, din care s-au identificat 2 pacienți pozitivi și 5 cadre medicale. Pacienții infectați nu erau vaccinați împotriva noului coronavirus. Spitalul are însă procente mari de vaccinare din cadrul personalului, mai ales în ceea ce privește medicii. Astfel, în acest moment, 92% dintre ei sunt imunizați, la fel ca și 68% dintre asistenți. În rândul personalului auxiliar, rata de vaccinare este de 57%. Bătaie cu pumn și picioare într-un mall din Cluj. Un bărbat a vrut să intre în zona de restaurante și când i s-a cerut certificatul verde a devenit violent și a lovit un paznic. În ajutorul paznicului de la zona de restaurante a sărit și un martor și ambii l-au potolit până la urmă pe agresor și l-au dat pe mâna poliției. Oamenii legii l-au amendat cu 1000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și neprezentarea certificatului verde. Faimosul actor Alec Baldwin a jucat, din păcate, în cel mai negru scenariu al vieții sale. A împușcat accidental cu o armă de recuzită 2 persoane pe platoul unde filma cel mai nou proiect al lui. O persoană a murit pe loc. Detalii însă despre tragedia de la Hollywood în câteva minute în jurnal. Premierul desemnat Nicolae Ciucă a început astăzi negocierile cu partidele politice pentru a-l susține la votul de investitură. A consemnat deja și prima victorie după întâlnirea cu cei de la UDMR care îl vor susține. Andreea Neacșu vine cu detalii. Andreea, ce a negociat Nicolae Ciucă? Bună seara, Marius. Până la această oră știm că Nicolae Ciucă a discutat cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, și s-au pus de acord astfel că formațiunea va vota executivul în Parlament la votul de investitură. De asemenea, a discutat cu Dacian Cioloș, însă în continuare cei din USR Plus nu sunt de acord ca premier să fie un militar de carieră. Astăzi urmau să se poarte discuții și cu cei din PSD, însă deocamdată nu au avut loc. Ce știm sigur este că cei din PSD ar putea vota acest guvern, însă cu anumite condiții puse de socialdemocrați, mă refer la faptul că vor scăderea imediată a facturilor cu 43% la energie și cu 23%
10% la gaze naturale. De asemenea, mai cer socialdemocrații creșterea salariului minim treptat și suplimentarea cu cel puțin 1500 de paturi la ATI în primele 30 de zile. Se prefigurează deja și liste cu miniștri care ar putea forma noul cabinet. Sunt miniștri noi care ar veni. De exemplu, Rareș Bogdan este în cărți pentru a prelua apărarea. Nelu Tătaru ar putea reveni la Ministerul Sănătății, Robert Sighiatău la transporturi sau economie, iar la justiție este o competiție între Cătălin Predoiu și Iulia Scântei. Ar urma să păstreze în schimb portofoliile Dan Vâlceanu la finanțe, Virgil Popescu la energie, Sorin Câmpeanu, Eduard Novac și ministrii de la interne și externe ar urma să rămână, iar Raluca Turcan este propusă să rămână la Ministerul Muncii, însă se pare că cei din PSD se opun acestui lucru. Ei bine, miercuri săptămâna viitoare vor avea loc audierile în comisiile de specialitate, iar joi se va da votul în plenul reunit. Marius? Andreea, îți mulțumim. O investiție unică în România este gata să fie dată în folosință într-o comunitate din județul Suceava. Comuna respectivă este singura din țară care și-a construit propria stație de asfaltare. Acum administrația locală nu mai depinde de alte firme pentru a moderniza drumurile care sunt pietruite. Cu banii pe care ar fi trebuit să-i plătească înainte pentru un kilometru de șosea, acum asfaltează întreaga comună și câteva state din împrejurimi. Cum stația de asfaltare din comuna suceveană Horodnic de Sus este unica din zonă pe o distanță de 10 de kilometri, administrația locală de acolo a decis ca de acum încolo să asfalteze și să repare singură drumurile comunale și nu numai. Zona Rădăuț nu deține la momentul ăsta pe o rază de 30 de kilometri aproximativ nicio stație de asfalt. Și atât pentru Horodnic de Sus cât și pentru localitățile vecine este o oportunitate pentru a se dezvolta infrastructura rutieră atât de râvnită de toate comunitățile din zonă. Zona în care se află comuna este una bogată în agregate naturale, ceea ce înseamnă că sunt foarte puține materiale care vor trebui cumpărate pentru producția de asfalt. Investiția nu a ajuns nici măcar la 400.000 de euro și a fost echivalentă cu costul unui kilometru de asfalt. La momentul actual, toate contractele semnate cumulează undeva la 1.800.000 de lei. Deci, raportat la bugetul localității, este undeva veniturile proprii pe aproximativ un an de zile, ceea ce nu este relativ mult pentru cheltuielile care se fac la nivel de administrație în România. În acest fel sunt economisite sume enorme de la bugetul local, iar taxele și impozitele provenite din buzunarele localnicilor vor fi reinvestite direct în comuna lor. Acest lucru este posibil deoarece primăria administrează și o firmă proprie, prin care se va ocupa și de asfaltări. Aș putea să vă spun că, efectiv, la un kilometru de asfalt, prin această investiție vom economisi undeva între 20-30% din costurile actuale. Estimăm să reușim să asfaltăm în perioada următoare undeva la 7-8 km fiecare an. Localnicii primesc foarte bucuroși această investiție, mai ales că prin ea sunt create și locuri de muncă noi în comună. Este o investiție extrem de benefică pentru comuna noastră, deoarece această investiție aduce un plus de valoare comunei noastre prin faptul că o să putem gestiona noi însuși lucrările de asfaltare și pe viitor o să aducem venituri comunei, deoarece vom putea furniza asfalt pentru alte localități. Este o investiție foarte bună care va fi benefică pentru comuna noastră, atât cât și pentru celelalte localități învecinate. Este o investiție, după părerea mea, foarte bună, deoarece vor beneficia toți din această comună să aibă drumuri cât mai bune, conform cu ceea ce este în prezent acum, să zicem. Stația de asfaltare se află într-o zonă în care administrația locală intenționează să dezvolte un parc industrial. Odată cu locurile de muncă înființate aici, primarul comunei spune că vor reveni acasă și mulți localnici plecați să își câștige existența în străinătate. Bucureștenii pot merge să se plimbe începând de astăzi într-un nou parc. Parcul Sticlăriei a fost amenajat și deschis publicului. Va fi însă un loc mai sălbatic, fără ale asfaltate sau locuri de joacă pentru copii. Primăria spune că a vrut să semene cu Delta Văcărești. Oamenii sunt încântați de noul loc de joacă pentru copii, mai ales că parcul Sticlăriei era o groapă de gunoi.
Cine locuiește în zona Pantelimon știe că parcul Sticlăriei a fost abandonat și închis ani de zile. Locul era plin de mizerie și înghițit la propriu de munți de gunoaie. Acum, pentru prima dată, bucureștenii se pot plimba pe aleile din noul parc. Nu era mizerie mare aici, vineam și dădeam la pește acum vreo 5-6 ani. Era mizerie mare ce era aici. Îmi place cum a ieșit acum, e frumos. Parcul Sticlăriei practic nu a funcționat niciodată ca un parc. Aici dintotdeauna a fost foarte multă vegetație, iar în ultimii ani s-au adunat foarte multe gunoaie. Acum locuitorii din Pantelimon și nu numai au la dispoziție 30 de hectare de spațiu verde pe unde să se plimbe. Nu este un parc cu alei de asfalt, nu este un parc cu pavele, nu este un parc cu locuri de joacă. Este un parc pentru natură, dedicat naturii, în care putem să observăm lișițe, putem să observăm rațe, putem să observăm șerpișori de apă, broaște țestoase, toate lucrurile astea într-un habitat cât se poate de aproape de natură. Parcul este asemănat cu Delta Văcărești pentru sălbăticia lui. Locul este o inspirație și pentru artiști. Suntem absolut încântați, este un parc superbisim într-o toamnă miraculoasă și este primul parc pe care îl vizitez care are stufăriș și are acest aer de sălbăticie. Iar primii vizitatori au venit din alte cartiere special pentru a descoperi noul parc. Momentan, nu știu, cred că mai sunt lucruri de făcut, dar e plăcut. Știați de acest parc până acum? Nu, sincer nu, doar am spus, am citit o știre pe undeva și am zis hai să venim, să vedem. Chiar astăzi am citit-o. Pentru amenajarea lui s-au plantat peste 200 de arbori, 1700 de arbuști și 500 de plante perene și ornamentale. Totul a costat 3,4 milioane de lei și a fost nevoie de 100 de zile de muncă. Cea mai grea parte în amenajarea parcului a fost eliminarea gunoaielor. Peste 1600 de tone de gunoi, 1632 de tone de gunoi au fost scoase de aici. Primăria promite că la anul se va ocupa de amenajarea Parcului Național și a Parcului Plumbuita. De anul viitor, la școală s-ar putea învăța despre legi, responsabilități și obligații, adică educație juridică. Parlamentul a votat ca această materie să fie studiată în toate școlile din România. Judecătorul Cristi Danilet spune că este un moment istoric în țara noastră. În 2013, Ministerele Educației și Justiției au semnat un protocol prin care oamenii legii puteau să meargă în școli să le explice copiilor noțiuni elementare din sfera juridică. Mai apoi, în 2015, a fost înființată o organizație care reunește autorități, dar și profesori și elevi, cu scopul de a-i familiariza pe cei mici cu noțiuni legate de educație juridică. În această organizație am dezvoltat mai multe resurse de educație juridică. Am scris un manual, Elevul și legea, am făcut o programă pentru această materie opțională, chiar și o aplicație de telefon mobil care te ține la curent cu principalele legi. În prezent, programul s-a extins în peste 120 de școli. Sunt 6900 de elevi români care fac materie opțională educația juridică. Ei vor afla că în România toate legile sunt obligatorii și trebuie respectate. De asemenea, trebuie respectată autoritatea profesorului, a polițistului, a judecătorului. Că de la 14 ani răspuns penal și contravențional. Că un dosar penal atunci când ești minor poate să aibă efecte asupra întregii tale cariere. Părinții văd această materie ca pe o oportunitate imensă pentru copii. În sfârșit, o disciplină utilă pentru viață, spun ei. Bună, în principiu, ca idee bună. Noțiuni generale, elementare, minime. Și bună, o idee bună. V-ar fi plăcut să învățați dumneavoastră ceva în noțiuni? Da, era pe timpul nostru, da. Da, era o idee. La debutul implementării acestor noi competențe ne putem baza pe profesorii existenți. Pentru că, repet, dacă discutăm de aplicare începând cu anul școlar viitor, nu ne putem gândi la formarea unor didactice în intervalul ăsta. Legea urmează să intre în vigoare după promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial. Hollywoodul este în stare de șoc. Actorul Alec Baldwin a împușcat accidental cu o armă de recuzită două persoane de pe platoul unde filma cel mai nou proiect al lui. Una dintre persoane, directorul de imagine, a murit pe loc, iar regizorul filmului a fost rănit grav. Mai mulți colegi uimiți de tragedia produsă și-au exprimat condoleanțe familiei directorului de imagine prin mesaje transmise pe Twitter.
Alec Baldwin se afla pe platourile de filmare din New Mexico, unde participa la filmările pentru cea mai nouă peliculă a sa, Rust. Producția este un film western care îl are în prim plan pe Baldwin în rolul lui Harland Rust, al cărui nepot, în mod ironic, este acuzat de o crimă accidentală și condamnat la spânzurare. Din păcate, scenariul filmului s-a transpus în realitate. Imediat, reprezentanții producției au transmis un comunicat de presă în legătură cu tragicul accident. Halina Hutchins, în vârstă de 42 de ani, director de imagine, și Joel Souza, în vârstă de 48 de ani, regizor, au fost împușcați după ce o armă de recuzit a fost descărcată de Alec Baldwin, în vârstă de 68 de ani, producător și actor. Doamna Hutchins a fost transportată cu elicopterul la University of New Mexico Hospital, unde a fost declarată moartă de personalul medical. Domnul Souza a fost transportat cu ambulanța la Christus St. Vincent Regional Medical Center, unde îi sunt tratate rănile. Joel Souza a fost deja externat, după cum au confirmat surse apropiate regizorului. Înainte de tragedie, și Alec Baldwin a postat o poză de pe platourile de filmare pentru a împărtăși cu fanii experiența sa. La puțin timp după accident, însă, poza a fost ștersă. Ultima postare a lui Hutchins înainte de a muri o arată pe aceasta pe platoul de filmare în una din zilele libere, bucurându-se de beneficiile de a filma un western, după cum chiar ea a menționat, acela de a putea călări alături de alți colegi în zilele libere. Baldwin a fost fotografiat în lacrimi în fața șerifului local, iar alte poze de pe platoul de filmare îl surprind pe actor în timp ce plânge disperat. Potrivit anchetatorilor, arma care s-a descărcat din greșeală este una cu gloanțe oarbe, folosită ca recuzită. Până acum nu au fost depuse acuzații, dar autoritățile continuă ancheta. Mai mulți colegi din industria filmului și-au exprimat regretele prin mesaje postate pe Twitter. Inimile noastre merg la familia Halinei Hutchins și a lui Joel Souza și la toți cei implicați în incidentul din Rust. Nimeni nu ar trebui să fie omorât de o armă pe platourile de filmare. Punct. Mi se rupe inima pentru familia și prietenii Halinei Hutchins. Știrile sunt absolut îngrozitoare și devastatoare. Odihnește-te în pace, trimit iubire și putere familiei. Alec Baldwin, câștigător a mai multor premii, printre care 3 Emmy, a intrat în lumea cinematografiei în 1987, iar de atunci a încântat fanii cu 10 de producții. Furtuna Aurora a făcut ravagii în mai multe țări europene. Franța, Marea Britanie, Belgia și Germania au suferit pagube extrem de mari. Sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric. Traficul a fost întrerupt, iar zeci de copaci au fost doborâți de vântul, care a suflat chiar și cu 175 de km pe oră. Furtuna Aurora a lovit nordul Franței și a lăsat 250.000 de locuințe fără electricitate. Circulația trenurilor a fost întreruptă după ce mai mulți copaci au căzut pe șine. Rafalele de vânt au atins 170 de km pe oră. În Belgia, mai multe clădiri au fost distruse, la fel și un teren de fotbal din Antwerp, peste care s-a prăbușit un acoperiș. Ploaia și rafalele de vânt de până la 100 de km pe oră au afectat traficul și în Germania, iar serviciile meteo au emis avertizări pentru mai multe părți ale țării. Marea Britanie a fost și ea puternic afectată de furtună. Mai multe zone din sud au fost inundate în urma ploilor torențiale. În Marea Britanie, rafalele de vânt au atins 60 de km pe oră, iar serviciile feroviare din sudul țării au fost întrerupte. Din fericire, până acum nu a fost raportată nicio victimă. Artistul Edvard Munch, autorul faimosului tablou Strigătul, are de acum un muzeu dedicat lui la Oslo. Ce anume va găzdui muzeul? Vă spun însă după o scurtă pauză de publicitate. Oslo a deschis un nou muzeu dedicat pictorului norvegian Edvard Munch. Muzeul este un adevărat motiv de bucurie pentru pasionații de artă, care pot acum admira operele care au fost ținute în casa pictorului și oferite ca testament țării în care s-a născut.
Munch este unul dintre pionierii artei moderne și autorul uneia dintre cele mai cunoscute picturi din lume, Strigătul. Opera de artă realizată în 1893 este și cea mai cunoscută lucrare a lui Munch. Ea simbolizează melancolia pe care artistul a simțit-o în momentul în care picta, din cauza anxietății de care suferea. This Greek is maybe the most commented work in the history of art, and maybe also the most famous work in the history of art. So I think people are very proud about him, and they also still feel that Munch has a lot to learn us, even today, 70 years after he died. Noul muzeu este un adevărat motiv de mândrie pentru danezi, mai ales că artistul a pus țara pe harta cu cei mai importanți artiști din întreaga lume. Altså de sterke uttrykket med fargene og linjene, alt det suggererende, både liksom landskapet og figuren glir sammen i et veldig, veldig sterkt symbol. Det skiller seg også ut fra hans resten av hans kunstner. Munch a realizat 4 picturi cu același nume, Strigătul, între 1893 și 1910. De la sport trecem la meteo. Colega mea, Georgia Ninu, este alături de mine în studio și ne dă mai multe amănunte. Bună seara, Georgia! Cum va fi vreme? Bună seara, Marius! Bună seara tuturor! Ei bine, am avut astăzi parte de o zi foarte frumoasă, cu cer senin și temperaturi maxime de până la 24 de grade. 23 de grade au fost în capitală, însă, să știi, și să știți că încă din această noapte vremea se mai răcește, va ploua local în vest și prin centru și, dacă spuneam că de mâine se răcește, ei bine, luni temperaturile vor fi chiar mai scăzute decât normalul perioadei. Un exemplu, la București vor fi luni doar 12 grade. Vin cu mai multe detalii. Așadar, începând de mâine, se răcește în toată țara. Cu toate acestea, valorile rămân normale. Pentru această dată, va ploua pe arii restrânse în sud-est și vântul o să aibă intensificări la munte, în special pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 grade la Miercurea Ciuc și Suceava și 18 grade la Pitești, Craiova și Drobeta. Mergem mai departe cu Bucureștiul. Se răcește și în capitală. Cerul va deveni noros, iar spre sfârșitul zilei cresc șansele de ploaie. Maxima va atinge mâine în jur de 18, cel mult 19 grade Celsius. Duminică continuă să se răcească, vor fi 15 grade la amiază și cu toate că cerul va avea unele înnorări, nu sunt anunțate ploi. Luni însă valorile termice scad și mai mult și ajungem să avem o vreme mai rece decât normalul lunii în care ne aflăm. Iată, maxima urcă doar până la 12 grade. Din nou, cerul va avea unele înnorări. Noaptea însă va fi senin și minima va fi de 1 grad două, mai scăzută spre minus 1 grad la periferie. Mă opresc aici cu datele despre vreme, dar vă aștept cu detaliile pe larg după Focus Sport, rubrică prezentată de colega mea, Anca Serea. Marius. George, îți mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Avem seară cu umor la Prima TV. De la ora 20, vânătoarea de bâlbe continuă la Cronica Cârcotașului. Avem și comedie la nivel înalt, Secretele președintelui, cu o invitată care va uimi telespectatorii cu competențele sale. Rămâneți așadar pe Prima TV să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Ne revedem mâine la ora 18, aici la Focus, la Prima TV. Acest program poate fi urmărit.